Pune Adrian Năstase și eu îl aștept oricând pe Adrian Năstase la această masă unde bătălia e pe argumente și nu cu arestări vineri seara sau cu ridicări și e pe bune. Și el ca interlocutor e senzațional, dar ne jignește inteligența în momentul în care își redactează pe blogul lui. Ori n-a scris el articolul, doar l-a semnat. Când scrie asemenea prostii și trebuie să fii un polițian inabil să mergi la aceeași masă cu Ciuvic, omul pe care acum 6 ani cică l-ai ridicat, tocmai pe legea, pe dreptul la cum se cheamă, dreptul la liberă opinie. Spune Adrian Năstase, și așa vreau să încheiem, România se află în fața iminenței instaurării controlului polițienesc asupra vieții private a fiecărui cetățean. În România, discuția despre lege nu poate ocoli realitatea că despărțirea de statul totalitar nu este totală. Obiceiurile vechi se uită greu, iar ambițiile autoritare ale lui Traian Băsescu nu mai sunt o necunoscută. Deci la noi toate se termină cu Băsescu. Nu se termină cu nimic. Îmi pare rău, români, că am spus că deficitul bugetar e atât și v-am mințit. Cum ar putea să spună Tăricianu. De exemplu. Îmi pare rău, da, să spun Adrian Năstase, că atunci când am fost prim-ministru, nu știu, în vremea mea s-au dat... Dar vă spun eu un lucru interesant astăzi. Resursele din subsolul nostru. A cerut Camera Deputaților o majorare a bugetului Camerei cu 20%, cu care eu nu sunt de acord, și am să le cer mai mult înghețarea bugetului pe sumele de anul trecut, chiar reducerea lor și pe lângă asta reducerea indemnizațiilor și a sumelor forfetare cu 25%. Foarte bine, dați un exemplu. Ca să începem de la noi. Dați și pe urmă să avem pretenții și la alții. Foarte bine. Domnul Brigoană, am promis că dăm acel film, din păcate ne-am întins foarte mult, dar... N-are nimica că discutăm puțin de... Eu cred că a meritat, discutăm un minut despre acest film și mâine seară de la orele 20, deci de la 8 seara, are 50 de minute această primă parte a filmului. Partea a doua vine peste 6 luni. Se lucrează la... Este senzațional de urmărit. Eu mulțumesc domnului Vasile Ghețău, care e membru al Academiei Române și chiar mi-a pus la dispoziție o grămadă de date privind declinul demografic și viitorul populației României, care e sumbru, stimați spectatori. Și noi suntem un caz atipic. Filmul o să vedeți mâine seara. Acum am înțeles că dați un trailer puțin, o bucățică. Filmul e și pe internet, pe pagina mea de... Hai să vedem un pic. Ia dați un pic acum filmulețul în introducerea și după aia revenim pentru final. Delicious. Yeah. I think we find ourselves at a crossroads. There's one way to turn this around, maybe. I'd call the Swedish model. There's not much you can say for the Swedish model, that's encouraging. If you've got a country or a region of the world that is losing population, that's devastating. I mean, that would say that that region would be in a depression, we'd call it in economics. My experience in talking to people about this is that they simply don't understand what's about to happen. There's not much quibble. There's not much controversy among people in the know. We have entered into a new phase of modern history. One that we desperately need to understand. You know, there's been a great decline in maybe 70 countries now that are below replacement fertility.
Replacement fertility is the number of childbirths per woman that is required to replace the existing population. We're going into a new era. Why is this aging, and why is this demographic winter occurring? It's happening in rich countries, it's happening in poor countries, it's happening in Catholic countries, Islamic countries, and that is everywhere. People are having fewer and fewer children. When fewer children are born, there are proportionately more elderly. Doamnelor și domnilor, ați văzut ce spun oamenii acolo, inclusiv un laureat al premiului Nobel. Vă spun doar atât, România a pierdut în ultimii ani cel puțin 4 milioane și mă refer în ultimii 5-7 ani. În ultimii 15 ani, ca să fim corecți, după 90, cel puțin 4 milioane de oameni care muncesc, deci plus o scădere a și care ar putea demografică să facă naturală. Copii. Că, până la urmă, dar ei au plecat cu tot cu familii din țară. Nu avem că de asta să întârzie cu episodul de unde o să apară și România, pentru că nu avem datele exacte. Problema e în felul următor. Ne-am scăzut vârsta de pensionare înspre 40-45 de ani la anumite categorii sociale. I-am trimis în pensie. Și vom ajunge în situația peste câțiva ani, foarte aproape de noi. Nici nu cred că o să fie mai departe de 2015, să zicem, cam în 2015, vom avea o problemă de contribuții, nu o să mai fie contributori la bugetul de pensii și tot ce gândim noi într-o de față ca buget trebuie gândit pe termen mediu și lung, bugete multianuale și să vedem ce facem, unde ne încadrăm. Pentru că în situația actuală va veni o iarnă demografică foarte cruntă și nu vor mai exista sustenabilitate pe bugete. Pensionarii nu vor mai avea de unde să ia pensii. Și știți că era o poveste de asta când spunea, domnule, eu am plătit la fondul de pensii bani ca să iau acum. Nu e adevărat. Pe vremuri când plăteau pensionarii la fondul de pensii, plăteau pentru părinții lor. Noi plătim acum pentru părinții noștri și copiii și urmașii noștri vor plăti pentru noi să avem noi de unde să luăm bani. Pentru că e fond de solidaritate, nu e fond de investiții. Da, nu e un fond de randament. Este... S-a schimbat piramida cu vârful în jos. Păi, va fi unul singur care va trebui să țină în spate 10-20 și nu va aproape avea... Aproape un Caritas. Exact, un Caritas dar... care deci s-a schimbat. Și asta scoate în evidență filmul pentru oamenii politici în general, să fie foarte atenți când construiesc bugete și ce ne dorim de la generațiile viitoare. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru final. Ați văzut ce spun chiar laureații premiului Nobel, o țară care pierde populație poate să suferă o catastrofă economică și mă gândeam că am pierdut 4 milioane de oameni forță de muncă și acești oameni, practic, sunt în străinătate, acolo vor avea copii, iar acei copii foarte greu se vor întoarce aici după ce fac școli, grădinițe în limba țării în care stau părinții lor. E dramatic. Publicitate, ne întoarcem pentru final.